și vorbim despre Adriana Trandafir și Dan Ionescu, care revin cu un alt moment comic. Este vorba despre sceneta Mica Publicitate. Haideți să vedem. Am dat un anunț la Mica Publicitate de vreo 4-5-6 zile. Dau cameră cu accese, vreau o garsonieră să... Nu mai pot să stau, uite, m-a prins Paștere în camera asta nenorocită. E și frig aici și nu sună nimeni, nu știu ce se întâmplă. Mai mă uit pe aici. Ah, ce bine e că pot lucra de acasă. Sărbătoare, sărbătoare, dar noi lucrăm pentru că... mâncăm o pâinuță bună din Mica Publicitate. Ia să vedem, ia să vedem. Va să zică, vreau așa. Să vedem ce găsim. A, teren intravilan, bun, ia să notez telefonul. Așa, vând garsonieră. A, ce bine, Dumnezeule, vând garsonieră. Și ia să vedem aici, am zis, vând loc de veci. Super, vând loc de veci. Bravo! Ia să vedem, intravila, ia să vindem noi locul de veci. Să vedem despre ce este vorba. Așa, să vedem, poate că răspunde. Opa, opa, sună, cred că am noroc de data asta. Alo? Alo? Ah, bună ziua! Credeam că nu răspundeți că e sărbătoare. Bună ziua! În legătură cu anunțul, mai este valabil? Adică dumneavoastră ați dat anunțul acela? Da. Vreau să mă mut la mai bine. Ah, păi ce, e pentru dumneavoastră? Da, sigur că da. Păi simțiți că e cazul? Ce să vă spun, am ajuns așa într-un moment al vieții când vreau să mă liniștesc definitiv, înțelegeți, să stau comod, să mă lăfăi, să... Da. Păi să știți că unde vă... Stați o secundă, să pot să și notez. Vă rog, așa. Vă rog. Să știți că unde v-am ales eu locul, este superb. Nu. Un loc, o minune. Hai, lăsați-vă. Da. Ce cartier, vă rog? Select, cel mai bun. Giurgiului, colț cu viilor. Bun. Lume bună, extraordinar. Bun. Garsonieră? Da, puteți să-i spune și garsonieră, da. Fiți drăguță, la ce etaj este? Este la demisol. Păi, se fac și acolo? Păi, numai acolo. Am înțeles. Mă rog, dar auziți, dar ce confort e, vă rog? A, sporit. Da, adică nu vă strânge la umeri. Foarte bun. Nu-i cumva confort 2, nu? Nu 2, păi n-am... Nu se bagă niciodată 2, asta... Am auzit. Era la faraon, știți cum e. Da, fiți drăguță, încălzirea, cum e? Păi cu lemne. Adică 4 scânduri, cu capac, rumeguș presat. Nu, cu gaze? Domnule, cu gaze. Este în altă parte. Acolo nu se cheamă garsonieră, se cheamă... Dar mă rog, nu contează. Și acolo, dacă doriți, de acolo familia vă poate lua... Alo, m-auziți? Sigur că da. Da. Familia vă poate lua acasă și vă pune în debara pe raft. Păi vreți să stați pe raft? Păi cum să stau, doamnă, pe raft? Eu, ce, sunt bibelou de porțelan? Păi, eu vreau, vedeți, să stau confortabil, adică... Păi confortabil, asta spun și eu, așa ce că facem? 2 pe 1 este exact ceea ce vă trebuie. Așa mic? Păi, ăsta-i stasul, domnule. Păi trebuie mai mult, ce vă trebuie mai mult? Păi din cap pe mobila, doamnă. Poftim? Mobila, în cap pe mobila. Ce mobilă? Păi am și eu ca tot omul, în pat, o dormeză, fotoli, măsuță... Domnule, nu este vorba de mobil aici. Dacă vreți mobilă și în cel mai fericit caz, puteți să aveți o băncuță cu spătar la căpătâi, atât. Cine bun. Doamne, eu am și o bibliotecă și am o carpetă, vreau să o pun pe perete așa să... Stați o secundă. Păi dumneata, ce vrei? Piramidă? Acum, mai suntem ca pe vremea lui Tutankhamon? Spuneți-mi, vă rog, lift are? Lift? Da. Păi, coborâți cu Kinga. Nu înțeleg cum vine asta. Mă rog, dar cum urc? Păi de ce să mai urcați? Doamne, dumneata, ești ceva de... Da. Păi eu vă spun... Am înțeles, dar spuneți-mi, vă rog, are baie sau duș? Duș! Duș, că vă stropește familia! Să știți că
Eu sunt o fire veselă, așa, sunt foarte sociabil, adică mie îmi place să vină lume multă, să dau mese, să mă petrec, să... Păi cine vă împiedică? Da, da. Păi cine vă împiedică? Sunt atâtea sărbători acolo, și parastase, și în sfârșit pomenge, în sfârșit. Plătiți anticipat ca să mă ocup eu de tot? Vă mulțumesc, da, sigur, sigur că da. Auziți, sâmbăta în special vreau să dau petrecere, am niște prieteni de ăștia. Sâmbăta? Da, da, da. A, da. Da, mă rog, sâmbăta, da. Că sâmbăta sunt sărbătorile la dumneavoastră, da. M-a scuzat, cu genca. Când pot să mă mut? Păi după cum tu știți, cred că nu mai durează mult. Doamne, ce să mai crezi? Costă și telefonul ăsta, o tot lungim așa. Păi una da, pe scadă, să vedem. Când facem actele, doamne? Păi mai întâi să dați ortul, să... Păi, ține-te cu mata. Eu? Da. Doamne, Dumnezeule, domnule! Alo, mă mai auziți? Da, da, da. Domnule, da. Stați o secundă, cred că ați înțeles greșit. Eu mă ocup de tot ceea ce înseamnă după. De ceea ce înseamnă înainte, vă ocupați dumneavoastră, vorbiți cu altcineva. Vă rog foarte mult, vă rog foarte mult, pentru că eu nu pot să omor o muscă, vă rog. Doamnă, cine vă vorbește de muște aici? Și vreau să știu cine se ocupă de tot, ce nu înțelegeți? Păi nu v-am spus că mă ocup eu, mă ocup eu de tot. Da, da, lăsați că dumneavoastră sunteți infiltrată în mafia asta cu imobiliare, sunteți codoașa, așa că v-am simțit eu, nu? Vă rog să nu mă jigniți, vă rog foarte mult. Eu lucrez solo și sunt o firmă serioasă. Păi solo, dar cine mă asigură pe mine că primesc contractul pentru garsonieră la bloc? Ți-a spus? Repetați că n-am auzit. E și surdă săraca. Deci, cine mă asigură pe mine că primesc contractul pentru garsonieră la bloc? Ce garsonieră, domnule, ce garsonieră? Nu vrei loc de veci? Doamna, alo, șchea pe limbă. Da, dar nu citești anunțul ăla ce am scris eu acolo. Stai, domnule, dau puțin cameră cu accese și vreau garsonieră. Ce nu înțelegi? Păi dumneavoastră nu sunteți viitorul răposat? Doamne, popația, și trebuie să stau de vorbă cu toate nebunele. Uite, mă, mi-a închis. Uite, mă, ce nesimțit mai în zi de sărbătoare să mă țină de vorbă. Păi, o țară de nebuni.